Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Numele meu este Alex, iar astăzi vă arăt cum să jucați cu Irelia. Pămid! <laughs> M-ați rugat foarte mult să schimb o dată microfonul ăla, că vă plăcea, total de acord, v-am zis că n-am cablu, am luat cablu, acum aș putea să înregistrez și cu microfonul de calitate și să-mi auziți vocea mea superioară care știți că a cântat în cele mai mari arene romane, românești posibile. Știți ce voce de înger am. Uh, am niște piese pe canalul meu mare cu 10 milioane de view adică mă știți doar. Uh, și că Mirelia Amido să vă arăt cum se joacă și eu un mare expert de Irelia, dar sincer am distrus meciul ăsta. O să vă învăț un pic care e treaba cu uh, runele. În principiu vrei să mergi Conqueror de fiecare dată. să, puteți să le vedeți aici. Uh, înregistrez, da? Deci uh, runele... dă mi o secundă. Că nu se aude jocul. Vrem să-i dăm pe... un demo. Așa, bun. A, ah, bon, a trebuit să auzi și jocul acum. Bun, runele în principiu Conqueror cu triumf. Cu alacrity pentru attack speed. Last stand. Um, bone Plating am zis că e ok, am Flinching pentru Tenacity pentru că are slow multe și chestii Cassiopeia e super bun, tenacity împotriva ei Hai să vă rog cum decurge match în principiu eu neștiind exact Adică știu cu bat 1v1, pentru că am jucat și eu să E un campion destul de slab, până la level 6 se spune, și până are item spike-uri um, Deci nu trebuie să fie foarte frică de ea, iar Irelia fiind un campion extrem de puternic la levelele mici Totuși, am fost des... Adică o să vedeți exact ce fac. Momentan, vedeți, prefer să iau niște minioni și atâta, pentru că cu Irelia, dacă ratezi minioni, ești foarte slab. N-ai voie să ratezi minioni cu Irelia. Dacă am ajuns în auto range ei, eu doar m-am dus după minion. Dacă ea e acolo, o lovim un pic. Vezi, mi-a dat și ea un pic de poke, dar nu e problemă. Dacă ar fi să-i dau all-in, efectiv, da? Aici am să-i dau un semi all -in, dar a început să bage, a început să pompeze. De-aia, momentul ăsta am zis, eh, mai bine stăm pentru level uh, 3. Irelia cu stanul, dacă îi nimerești stanul, atunci începe să devină un campion care nu este corect. Pentru că dacă îți nimerește stanul, vine pe tine cu Q, îți dau auto, îți dă și un W și a dat proc la Conqueror imediat. Îți mai bagă niște auto, poate să se mai dea un Q pe tine pentru că și-a dat procul de pe E, de pe pasivă, pardon. Deci e gravă, e gravă Irelia. Dacă îți nimerește stanul, e grav. Există șanse foarte mari să mori O să vedeți Eu nu nimeresc stanuri Pentru <laughs> că e un campion greu E de jucat uh, Dragilor Dar uh, O facem noi să meargă O să vedeți imediat da, Aici luăm și primul kill Ok uh, Desigur cu un pic de ajutor De la Warwick Vedeți I'm on the way Câinele turbat Vine să mă ajute Hai să vedeți imediat Ce se întâmplă De data asta Nu știu cum l-a ratat Eu jur că Le văd cum intră Dar tot dau flash Q pe ea De fapt Q flash W kilui garantat flash out um, și farmăm tot wave ăsta. O să vedeți cât de ușor este să farmez cu Irelia. Lăsăm să mai dau una. Q, frumos. Mai dăm un Q. Și nu ratăm niciun minion. Pentru că așa e Irelia. N-ai voie să ratezi minion cu ea. I Irelia, ia, ia -o mai ușor să ratezi, dar și cu el ai wave clear genial. N-ai voie să ratezi. Ione, la fel dacă ești obișnuit cu ele destul de ok, dar Irelia mi se pare cel mai simplu de forma pe ea, de aia mi se pare estir. Um, în momentul de fază ceea ce am observat, <coughs> campionii S -tier. sunt campionii puternici, desigur, dar campionii care pot să farmeze foarte ușor. Pentru că wave clear-ul este parte imensă din joc. Ok, primul kill luat, se mai întâmplă chestii pe harta, aici vă arăt cum iau al doilea kill, cred că din nou vine Warwick și face un gang sau o bat eu singur, nu sunt... A, aici am făcut level 6, o lăsasem destul de low prin niște trade-uri. Ea are încă level 5, am vrut să-i dau uh, all-in sub turn pentru că, vedeți, am făcut un slow push. Am ai wave-ul de minioni. Nu o las să vină să-l farmeze. Ultimată pe ea frumos, e moartă. Q, Q pentru că vreau să moară. Și am ieșit, lejer. Mai dau W pentru că am eu impresia că e ca la Mastery și îți dă magic, și îți dă gen reduce damage. Ideea e că eu i-am dat all-in ei. Înainte ca ea să-și facă level 6, pentru că dacă are level 6 poate să-ți dea stun, dacă își folosește ultimata și tu te uiți direct spre ea și sunt șanse mari să mă uiți direct spre ea dacă eu vreau să o mor. de m-am grăbit un pic, pentru că după tot o Evolava sigur că făcea level 6. Acum a pierdut foarte mult farm, deja e extrem de greu să-și mai, să -și mai uh, revină în joc. Aici Warwick ca un băiat dulce ce e, pentru că este dulce și te seduce Warwick. Rat, îl nimerim, ok. Nu știu dacă o mor, dacă așa vei ultimata moare sigur, <coughs> da moră oricum am avut Ignite-ul. Dai proc la cancărări foarte ușor. Și nu știu ce e în capul ei, nu vrei să faci chestia asta contra Irelia. Irelia te va bate 1v1, trebuie să reușești să scriezi distanță, să-i faci kiting. Da, da, cam asta face. Da, să știți că fac și un quadra kill aici și a penta era pe top că Geren e Geren. Și face ce vrea el, da, vedeți pe meciul imediat. Bom, bom, bom. Orui vrea să vină să o batem, nu știu, știu dacă o batem, adică pare că o batem, că de am și dat la momentul ăsta al clipului și o avem și pe Lux aici care e în junglă și vrea să ne ajute. Un alt E care de pe al ratez, sunt ratangiu mare de ur. Trebuie să mă mai antrenez la chestia asta, Da, nu e mare baiu. Și îl vedeți cât slow are în chestia aia pe care o pune pe jos. de ne-am luat uh, în același timp buți de Uh, Mercury Threads pentru că îți dau Tenacity. Tenacity scrie acolo, reduces the duration of stun, slow, taunt, fear, silence, blind, polymorph, immobilizing. Dar nu merge pe airborne, adică când te ridicăm sus și suppression. Suppression este... Ce e mă suppression? Eu nu știu ce campion suppression. Um, dar în principiu pe Elia îți iei boots, nu e obligatoriu să ți iei primii, Decât dacă câștigi din halul ăsta și chiar nu vrei să te bată uh, inamicul, în principiu vrei să dai Rush la Blade of the ranking Eu nu pot să dau un Rush, pur și simplu mi-am dat Back pentru că nu mai aveam ce să fac pe Mid. E un reset perfect. Cam, dacă câștigi lane nu? vrei să îi dai, deci îți omori Inamicu, uh, dai Push full, omori um, toți minionii foarte repede de a e pentru că după aia ai împins minioni într-o secundă. Și ți-ai dat Back, poți să-ți dai Reset sau poți să dai Roam, sau poți să faci ce vrei tu, Roam însemnând Uite, să zicem că îi vedeam pe aici și eram pe lane, nu puteam să mă duc să-i bat, că îi băteam pe amândoi. Ok, echipa mea, ba nu, echipa lor, da, echipa lor bate, de-aia eu am 4 kiduri, Warwick 2, Lux 1 și Camille 2, deci suntem relativ ok, topul câștigă, e... mi duc câștigă și jungle-ul e, așa ca bine, mi-a plăcut de Warwick. Ok, din nou ratăm un Q, nimic nou, nimic nou, aici și-au să vină un kill, vedem. Uh, o să-mi supun nasul. O să-mi mutuiesc microfonul un pic. Ah, nu știu ce e cu mine, m-am trezit de dimineață cu... -am... nu știu ce cu mine, m-am trezit de dimineață cu gâtul un pic, așa, și nasul. Aici m-am pins trash, cred că nu știu dacă am dat eu în ăla, dar uh, ideea e că-l omorâm pe masterii. Aici ultimata era perfectă pentru că puteam să-mi dau Q peste zi, dar ne-a nimerit ultimata ca o pe și n-am mai reușit să dau Q peste zi, că eu moram pe amândoi. Când ești fi dat ca și mine, Uh, poți să faci playeri nebune. Deși totuși e bine să ai grijă să nu fidezi. Robo Nub a fost un Nub. Am văzut să ne arate că numele său... He lives up to his name. Nu știu cum se zice în română chestia asta. Că trăiește la standardele numele, numelui său. Aici o pentru că, deși are red buff, de -aia sunt șansa să mă bată. Plus ultimata. Dacă îmi prinde ultimata, mă bate. Da? Pentru că adică sunt în stand, nu poți să -i nimic, dar a venit Warwick. I-am prins ăla. Q. marta foarte bine Warwick. Pentru că Warwick are movement speed increase în momentul în care un campion e low HP. E apare ca un fel de urmă de sânge pe hartă, un fel de, se numește trail of O urmă de sânge pe hartă prin care dacă tu alergi și, urmăre și urmărești un campion, ai movement speed imens pe Warwick. Aici Mastery din nou alt fraier care vrea să fie, a fost baituit. Pentru că nu omor pe Irelia, plus că a venit și Warwick să mă ajute, finuț. Mai facem un kill aici pe Casiopea săraca după ce că n da, am 7-0 Blade of the Ruin King, am și nu un Quiver. Ia sărac, așa a luat un Lost Chapter, <laughs> are lacrima aia de... Da. a luat-o că știa că o să plângă Tomeșu. Așa, ia da cu Q, cu W, a venit și Lux să mă aștept să o termin. Când l-am văzut pe ei că vine așa hotărât, am să dau flash. Nu îi dau și-a de -a un gold lui Mastery. A, a, nu vreau să... Știu că e... Dar totuși e 15-8, adică... Da, avem vreo 7000 gol mai mult decât ei, cred că eu în principiu. Pentru că am și farmacile mai bine. A, da, da, nu vreau să-i dau lui Știți cum e masterii O atât dacă se pornește și e supărat. Se mai întâmplă chestii pe hartă. Vedeți, un joc safe relativ. Nu sunt mega, mega nebun, gen. Dar mai ales cu irele. Dacă aș fi fost Catarina, să zicem că puteam să încerc să fac niște chestii. In and out. Aici am vrut să fac un roam, dar se descurcă legera ai mei. Aici am vrut să fac bait pentru că știam că se vor roti. Dar și- a pus un ward și m-a prins cu ochiul pentru că el e și el trebuie să pună viziune. Că asta trebuie să facă un suport. Foarte tare și m-am enervat un pic acolo că mi-a stricat tot uh, elementul surpriză. Dar stați să vedeți unde mi se strică într-adevăr elementul surpriză. Să vedeți o fază. Nu știu unde vine faza aia. Vine undeva. Dar vreau eu să fac un... O, aici pe undeva? Fac pariu că e pe aici pe undeva. Dacă treci, nu-și dă, -și nu -și dă aici pe undeva. Fiți atent schema. Unde e Caitlyn? Că e, că, e și Caitlyn în toată faza asta cu elementul meu surpriză. Ori înseamnă că nu aici. Nu, no, că dacă Caitlyn se duce mid, de asta faza. Nu mai știu care e. E o fază unde am înjurat-o pe Caitlyn. Aici ce sunt? Oh, o, n-ați văzut ultima aia, bine, hai că vi -o arăt. Bine, hai că vi -o arăt. Hai <gântu -i> că va retrebe de ultima aia, se întâmplă. Da. E un băiat foarte jimecher, vedeți că el, el nu-și dă Q cât când îmi dau eu E, că el îmi dau play. Oh, ce drăguț. Și dată aici ultima ta, oribil. <gântu -i> Dar, da, trebuie să fugim în momentul ăsta, dacă ratăm în halul ăsta. Uh, ok, Venim ce se mai întâmplă. Aici am bate Nila, pentru că cred că din nou mi-am ratat eu și... Am murit, dar echipa mea a curățat, e ok. Bun, ce se mai întâmplă? Caitlyn ia dragonul. Aici văd că eu mă duc pe top. Asta e cea mai mișto fază, cred că aici vine kill multe. Vine kill multe. Sper că știți că glumesc când spun asta. Nu sunt eu mare fan română, dar nici în cult nu sunt. Uite, un mare Q. Încercăm din nou să... Uite și tu cât am stat cu eu. Am zis că și-l dă, că poate vrea să-l bată pe Orwick, dar nu, îmi dau flash. Și acum e acum. Ultimată. Q, Q, Q. Q, Q. Triple kill. Un W ca să dăm proc. Îmi fac și viața. E, coadra. Pentau va pe top, că Pentau era ocupat. El farma. <laughs> dar înțeleg. Luăm baronul Ca să fim siguri că E OPGG Se mai întâmplă niște chestii Caitlyn face aici Îl omoară aparent Bine că e Warwick aici Că Caitlyn nu omoară pe nimeni A jucat cel mai slab A avut două kill într-un final A farmat foarte bine în schimb Ceea ce e bine pentru una de carry Deci Pe vers să mă retrag aici Pentru că din nou am shutdown de 7 milioane gold Ok Mergând mai departe, pușăm topo. Eu încerc aici să le fac, să i fac pe coechipierii mei să beituiască. Lux a vrut să dea un Q care nu avea niciun sens pentru că nu ne-a văzut că noi cu tot suntem în spate, dar e ok. eu am vrut să-i să, -i, să -i baituiesc pentru că din nou îmi dădeam ultimată pe aici și făceam penta probabil. Sau nu penta, că din nou penta o era pe bot. Hai să vedem. Nu prea se mai întâmplă nimic, cam asta. Asta fumeciu, ca să zic așa. Veți să vedeți skill de format uh, Raptors? Sau Ciori, cum le mai zicem noi în România. Irelia, uite Raptors. A, așa, W. Skill, da. Q, gata. Mi s-a stricat reset-ul. Am dat Q pe cioara greșită. <laughs> a, <laughs> a, joc am foarte bine campionul ăsta, da, deci puteți fi siguri. A, așa, am reușit până la să cu un kill la final. Bă, îl joc bine. Da, adică ați văzut, n-aveam 12 cu 1 dacă eram slab tei da greu de nimerit eu. Eu este o parte importantă din toolkit ei. Dar e pe care de să o antrenezi, pentru că e destul de grea. Gândește-te că tu trebuie să dai cu mouse aici și aici, să zicem. Și inamicul trebuie să fie pe linia aia. Tu desenezi cu ele, efectiv. Desenezi cu eu. Și nu e gen ca și cum pot eu să fac așa. Nu, e punctul ăsta, punctul ăsta. Dacă el în momentul în care eu pun punctul, a dat un pic dodge, sau a dat Q cum e masterii, a e, Aici am luat dragonul și cred că e soul -ul. Da, e soul el 4 -a. Și băieții la un moment dat, în timp ce eu eram aici și mă ciluiam. Au dat surrender. Fin na. I-am distrus. Cam asta a fost clipul, dragilor. Nu-mi place să fac clipuri extrem de lungi. În ultimul timp încerc să evit chestia asta, să fac clipuri de 7 ore. Uh, dar sper că v-a plăcut Mai ales acum că avem și microfon bun și șmecher Nu cred că o să mai filmez două clipuri pe zi Vă zic sincer pentru că nu se merită Mi se pare că E un pic stupid să fac chestia asta cumva N -n Nu -n -n prea se merită în sensul în care Clipurile se mănâncă unul pe celălalt Nu strâng suficiente viuri um, Și nevara de asta aș putea să fac alte chestii pe lângă Aș putea să fac shorts Aș putea să fac nu știu, să lucrezi la un content, să editezi mai mult clipul pe care îl postez în fiecare zi sau whatever, știi, am și eu mai mult timp pentru mine, wow, adică decât să postez două clipuri pe zi, că oricum stau să le editez pe amândouă, e meh. Și nu prea se merită. Adică am făcut, am făcut ca un test să văd cum mine, dar nu o să mai facem chestia asta, o să fie doar unul pe zi. Eu am fost Alex, dragilor, vă mulțumesc de vizionare, ne vedem, data viitoare, pa, pa!